Lucrări valoroase ale artiștilor plastici care au fost găzduiți de-a lungul anilor de către municipiul Câmpul Lung se regăsesc acum într-o colecție tipărită sub forma unui album intitulat sugestiv Artă, Istorie și Cultură. Multe dintre lucrările conținute în acest album sunt monumente, reflectă monumente din Câmpul Lung și din împrejurii și consider că după ecourile pe care le-am avut la prezentarea de la Sighișoara, organizarea acestor tabere a fost o idee foarte bună și tipărirea albumului o continuare fericită a acestor tabere. Lucrările aparțin pictorilor prezenți în cadrul taberelor de creație din anii 2009 și 2010, iar la realizarea albumului au contribuit Primăria Municipiului Câmpul Lung și Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România.